ajung la 14 km. Cele patru principale vor avea două benzi de circulație. Dar ne-am oprit. Acest nod se compune din 6 bretele, aceste două bretele dau Bună ziua, bine ne revedem. Eu sunt pentru a treia oară pe acest obiectiv important de autostradă din România. Am declarat în urmă cu câteva ore la Boița, repetând o declarație de la Pitești din această săptămână, că anul 2020 este anul autostrăzii Sibiu-Pitești. Eu cred că anul 2020, spun cu toată convingerea, este anul în care autostrăzile se construiesc în teren în România, nu pe hârtie, nu fantasmagorii pe care le vedeați în studiourile de televiziune frumos desenate de către cei dinaintea noastră. Mă bucur să văd o mobilizare și pe lotul 1 și pe lotul 2, dar este loc de mai bine. Cel puțin aici, matematic, este nevoie de mobilizare mult mai mare, mult mai bună, pentru a ne încadra în termen. Termenul este noiembrie 2020, termen până la care vrem să dăm în trafic cei 40 de kilometri ai autostrăzii Sebeș-Turda cu cele două loturi. Le mulțumesc domnului prim-ministru, doamnei viceprim-ministru, domnului ministru, colegilor mei parlamentari, domnilor primari, cei care sunt astăzi alături de noi, pentru a vedea la fața locului ce se întâmplă cu adevărat pe șantierele din România, unde noi, pe 164 de km de autostradă, lucrăm în acest moment. Nu am întrerupt în perioada de criză nicio zi lucrările, ceea ce este foarte, foarte bine. Mai mult, am dat în lucru, efectiv am început lucrările la 70 de km de autostradă și drumuri expres în România. Vom continua acest program accelerat, astfel încât anul 2020, repet, să fie anul construcției de autostrăzi în teren și nu pe hârtie în studiourile de televiziune. Domnule prim-ministru, vă mulțumesc că sunteți aici. Bună ziua! Pășesc pe urme pe care am mai călcat cu peste 12 ani în urmă. Readuc aminte că ideea tronsonului la vremea respectivă de drum expres Sebeș-Turda s-a născut în mandatul meu de ministru. De asemenea, solicitarea de a fi trecut în obiectivele de investiții cu finanțare europeană, ca și legătură cu coridorul 4 pan-european, de asemenea, s-a născut în scurta perioadă în care am trecut pe la ministerul pe care îl păstorește foarte bine domnul ministru Bode. Trebuie să spunem adevărul. Acest proiect este întârziat față de graficul inițial. Finalizarea acestui proiect al autostrăzii Sebeș-Turda trebuia să aibă loc
cu cel puțin 2 ani în urmă, în calendarul inițial, în planificarea inițială, din diferite motive pe care nu vreau să le mai dezvolt acum, ne găsim în situația de astăzi, în care obiectivul nostru și scopul prezenței noastre aici este să le transmitem constructorilor, antreprenorilor. Aici liderul este compania Actor, Petronson 1 este compania Pizzarotti, să le transmitem foarte clar că noi ne achităm toate obligațiile, plătim la zi, creăm front de lucru, acordăm orice formă de susținere instituțională pentru realizarea acestor obiective de investiții în graficul replanificat, dar așteptăm din partea constructorilor respectarea acestui grafic. Iar respectarea acestui grafic nu se poate realiza decât printr-o mobilizare suplimentară. Atât din punct de vedere al angajaților de pe șantier, cât și din alte puncte de vedere care sunt extrem de importante pentru a putea susține ritmul de lucru necesar pentru a se atinge obiectivul. În cazul tronsonului 2, am discutat cu managerul de proiect și obiectivul stabilit este 30 noiembrie să se dea drumul la circulație. Sigur, asta nu înseamnă finalizarea integrală a obiectivului de investiții. Pot să mai rămână lucrări care nu afectează partea carosabilă, rutierul, dar termenul stabilit este 30 noiembrie punerea în circulație. De asemenea, la tronsonul 1, realizat de Pizzarotti, care din punct de vedere al progresului fizic este mai avansat, și acolo, în discuțiile care le-am avut cu antreprenorul, este clar că e nevoie de o mobilizare suplimentară. Că la nivelul actual de mobilizare, nu se poate atinge obiectivul de a da drumul la circulație pe tronsonul 1 în termenul stabilit. La ora actuală e un pic mai ușor să găsești mână de lucru. La ora actuală constructorii au în Ministerul Transporturilor, în guvernul pe care îl conduc, literalmente un guvern care sprijină toate investițiile publice și are ca obiectiv fundamental dezvoltarea accelerată a rețelei de autostrăzi, de căi ferate și a tuturor celorlalte proiecte de investiții de infrastructură de transport, fără de care România nu își poate atinge potențialul de dezvoltare. Ca atare, atitudinea inclusiv ulterioară pe care o vom avea față de un constructor sau altul va fi stabilită în funcție de seriozitatea constructorului și de măsura în care își realizează și își respectă termenii contractuali și graficul de lucrări stabilit. Vă mulțumesc! Eu am încredere în intensitatea cu care domnul ministru al transporturilor, Lucian Bode, urmărește această construcție și temeinicia demersului ministrului transporturilor se încadrează în viziunea pe care guvernul Orban o are de a pune bazele dezvoltării infrastructurii pe termen lung în România și în această perioadă de criză, după cum ați văzut, marile proiecte au continuat, s-a investit în ele și lucrul acesta îl vom face în continuare. Mulțumim! Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim.